Jasmina sau și astăzi eu voi deschide LOL. Jasmina are două ouășoare LOL. După cum vedeți, sunt foarte mărișoare comparativ cu cele care sunt de obicei. Desigur că sunt și mai mari, da? Dar acestea le-am văzut și ne-au părut neobișnuite, deoarece nu sunt nici în cele mari, nici în cele micuțe. Ia uitați-vă ce mărime are, sunt mai mari ca capul Jasminei. Le-am văzut, ne-a plăcut și am zis să le luăm. Măcar că nu sunt originale, sunt contrafăcute, dar oricum nouă ne este foarte interesant ce este interior și cât de calitativ este acel lucru. Poate într-adevăr e ceva foarte bun și merită să dai bani mai puțin decât să dai foarte mulți bani și să ai doar o jucărică mică, da? Da. Hai să vedem ce vom ști și noi. Hai, cât de bune sunt. Deschidem primul acest ușor. Ia uitați-vă cât de mare este el. E ca un pepenel verde, doar că e galben, auriu. Dacă este auriu, înseamnă că interior trebuie să fie o păpușă? Strălucitoare, da. Cu sclipici. Eu am așa, păpușă. Tu ai așa, da. Interesant, de care o să fie interior și cât de bine o să arate. Ai înțeles cum se deschide? Da, eu știu. Hai să scoți. Este scoci? Hai, scoatem. Dă-mi ca să te ajute, bine? Da. Așa. Dă-mi mică cu foarfeca. Știu că copiii nu se permit cu foarfeca. S-a niște la unii cu scoci, interesant, mie. Da? Probabil că el se desface dacă nu-i. Dă-mi să te ajut. Hai puțin de acolo și eu de aici, bine? Așa. Scoatem scociul. Așa, este. Scoci dăm într-o parte. Ușorul e destul de drăguț. Aici probabil că o să punem păpușica LOL, da? Cu piciorușile. Da. Mm-hmm. Piciorușii e mare. Înseamnă că păpușa e mare, da? Da. Deci sunteți gata? Noi suntem gata. Tu ești gata? Da. Poate o mai lăsăm încă. Nu? Nu? Hai, deschide. Wow! Wow! Ce am văzut asta mare. Acolo aici, sunt mai multe, aici, da, ușoare. Aici sunt aici LOL, aici suioare mici, aici mari. Mamă mică, eu gândeam că acolo este doar o păpușică. Dar să înțeleg că o să fie tocmai trei, da? Da, asta e hăinuțe. Da, aici hăinuțe sunt în aceste ușoare. Și aici o să fie păpușica, aici mare și aici surioarele, da? Da, mici. Vai, mie îmi place cum arată. Hai să deschidem. Hai. Care deschidem prima? Păpușele sau hăinuțele? Ce vrei tu? Hai, hăinuțele mai întâi. Păpușele le lăsăm mai la urmă să fie cât mai interesant, da? Apoi stai, trebuie să scoatem. Uite, se ține foarte bine. Trebuie să scoatem cred că aceasta, da, vezi? Uite, acest hârtie aceasta o scoatem de aici. Așa, hai ridic-o. Da. Da, și după denumire se vede că sunt contrafăcute. Este LQL scrie. Ce-s de micuțe ușoarele? Poți? Da. Și sunt de culori diferite. Interesant. Calitatea o să fie oare bună? Așa. Hai, deschide. Deschidem acesta oriu. Da, deschide prima oriu. Nu eu sunt. Apasă mai tare. Te ajut eu? Nu știu. Ia să văd. Ia să văd eu să strâng. Ai, uite mă mică, foarte simplu se deschide. Hai să deschid pe toate, așa le pun și apoi doar să-l desfaci, bine? Da. Este. Hai, poți să deschizi odată, ca să... Așa le punem, da? Da, să deschizi pe celelalte. Așa. Ui. Opa, ceva se vede acolo. Opa. I hopa și hopa. Eu cu o mână deschid, nu se deschide așa de greu. Trebuie să știi cum. Ok, de unde începem? Din prima. Păpuci. Niște păpuci. Păpuci, da? Păpuci pentru mică, surioară. Da, pentru surioară. Ce-s de micuți, micuți. Ok, punem păpucii aici, cred că o să-i vedem noi din păturicea noastră. Eu scot toate. Mai departe. Hai, scoate toate, da? Ușoarele n-avem nevoie. Hai să vedem hăinuțele. Dacă este asta o măicuță cu fustiță. Mhm, bluziță. Fustiță, bluziță, probabil, da? Da. Așa, pentru, cred că pentru surioare, că sunt foarte micuțe. E la umbriună,
Poți să sasăi sau să sulce. Aha, sunt niște chiloții, da? Și două perechi de chiloții și și o bluziță iarăși. Uitați-vă ce păpuci frumoși. Ce smulițe roși. Mici. Scubant, vezi acolo? Scubant. Ce frumoși. Da, sunt cu fundițe, da? Da. Cu bant acolo, da. Jos e negru și sus e roz. Da. Și mai este încă așa cea ceva. Ce smulițe. Uite, seamănă cu acele care le ai tu. Da, numai la mine e la una albastră și una roz. Și aha, jos nu e la una negru. Aha. Ok, uite, sunt toate. A, și o rochiță avem încă. Nu, și. Și o rochiță foarte, foarte drăguță. Acestea sunt toate hăinuțele, garderoba, da? Da. La lolul nostru. Hai acum să vedem însuși păpușelile, cât de frumușele sunt. Și dacă o să le vină hăinuțele lor, da? Da. Eu mă trebuie să scot. Opa, este primul. Mic. Mint, culoarea mentol. Mic, minte, roz. Acesta roz. Și acesta mare, auriu. Super. Hai, deschide. Începem de la cele micuțe, da? Așa este. Deschide. Hai că poți. Hai că poți. Așa, apasă puțin. Bravo, super. Oh, nu, sunt surioarele. Aici accesorii sunt. O sticluță albastră. E mulicic așa ca la original, știți voi? O sticluță albastră. Totuși păpușica noastră să fie micuță, mai mică, cum înțeleg eu. Înseamnă că aceste hăinuțe sunt păpușica noastră. Accesorii se pune, se pune, da? Se agață și ori ține acolo cu oreau, așa. O ușoră e bun. Aici roz cred că o să fie altceva, ce poate mai fi? O pălărioară ceva, un chipiu ceva. Sau o păpușică mică. Păpușică mică? Nu știu. Hai să vedem. După cum văd eu, cam mă înduiesc. Dacă sunt hăinuțe, sunt cismulițe, păpuce, rochițe, rămâne doar ceva în cap. Sau niște ochelari. Încă o sticluță. Două sticluțe, aproape exact. A, această păpușică cred că e foarte mâncăcioasă, da? Ok, hai să vedem totuși cum arată păpușa. Cel mai principal păpușa cum arată. Ua, ce frumoase aici sunt. Hai, deschide, deschide. Wow, așa de mare? Dar uitați-vă ce lucruri mărunte sunt anterior. Mai mult loc ocupă însuși ouăle. Și... ce acolo? Și... păpușa vine pe bucăți? E făcută, trebuie să o asamblăm încă, da? Nu, e original și nu arată asta. Eu am pifuit acolo și acolo este așa păpușa cu păpușa. Dar nu e original. Sigur nu e original, mămică. Ce, dă-mi ca să te ajute, bine? Bun. Despun eu capul. Ia, uitați cum arată ea. Am pus căpușorul. Deci interesant că capul e la mai delicat decât pielea, decât corpul, tu vezi? Da. Am îmbrăcat noi păpușica. Ia uitați-vă cum arată. Și încă eu nu înțeleg ceva. Aici trebuie să fie cu străluci. Iar fără străluci. Da, așa e, mămic, cele contrafăcute sunt. Da, într-o capsulă aurie am venit o păpușică simplă. Da, contrafăcut într-adevăr calitatea de fieră. Corpul e mai deschis, capul e mai închis. În restul, aș zice eu că putem ne juca, dar sunt mult mai urițeli. Ia uitați-vă, la față e mult mai urâtă, îmi pare că nu, ochii? Da, urât. E mult mai urâtă. Hai să vedem dacă sticluța e în cap, în gură. Uite, sticluță mare. Încape? Nu încape. Nu încape? Uite, nu poți să bea. Aha, la a doilea? O, a doua. A doua, tot în cap și cade. Ok, așa a fost această capsulă, această păpușică. Cu aceste hăinuțe, accesorii. Spune acum, ce părere tu ai? Ți-a plăcut sau e dezamăgită? Nu, e dezamăgită cam, da? Te așteptai să fii ceva mai frumos și mai bun. Ok, bine, dar hai să trecem la doilea ușor. Sperăm că aici o să fie ceva mai bun. Arată foarte bine. Hai să vedem interiorul dacă e la fel de bun cum și exteriorul. Da? Și sperăm că de data aceasta să fie aici una, de adevăr, bună. Și strălucitoare, cu sclipici, da? Deschidem. Wow,
Îmi place foarte mult cum arată așa. Noi sperăm că de data aceasta o să fie ceva mai bun, dar Jasmina? Pentru că, sincer, din prima cam, nu știu cum Jasmina, dar eu am rămas foarte dezamăgită. Știam că este contrafăcută și mă așteptam că o să fie ceva mai rău, dar mă gândeam că o să fie puțin mai bun decât este. Dar e rău. Tare rău, da? Tu ai să te joci cu ea? Da, să încerc. Ai să încerc să te joci. Așa o... Este fermoarul. Așa. Care nu funcționează, da? Da, după cum vedeți, este cam învelită așa, nu prea bine. Iată. Primul strat. Iată cum arată indiciul nostru. O fetiță cu ochișorii, formă de inimioare și un ventilator ceva. Nu ne zice prea mult. Fangior se cheamă. Fangior se cheamă ea, da. Da, fetița Fan. Da, e fan de Jasmina Show, probabil. Următorul strat, hai. Următorul strat e galben. Tot e galben. După ce merg și următorul strat roz. Aici arată că ea ce face? Poate să plângă, să facă pipi, să schimbă culoare și să facă piu-piu. Următorul strat e roz. Foarte interesant. Toate straturile sunt verde culori. Acolo văd și mov, văd și albastru. Toate culorile le-au împachetat în toate culorile posibile. Ce? Nu-i nimic aici, da? Nu, e că la divanație trebuie să fie o căunică și acolo este în hrână. Aha. Aici mă gândesc eu că acesta o să fie toate împreună, probabil. Înăuntru. Da, hai să vedem. După a doilea strat nu este nimic, da? Sau a treia a fost acesta, care a fost? A treilea, da? A treilea, da. După al patrulea o să fie ceva. Este. Aha. Oh, acesta e aurie, tropcitoare, Jasmina. Nu te bucura din timp pentru că încă nu știi ce urmează mai departe. Hai să vedem ce acolo. Acolo, cum văd eu, este o hăinută ceva, da? Da. Și, da, o rochiță. Este un pelicul, trebuie să o desfacem. Uau, ce frumoasă. Da, este o rochiță albastră, foarte, foarte strălucitoare. Și ia să vedem, mă, cui e rochița aceasta, cui aparține. Mai departe, următorul strat, dar ia uitați mâinile mele, ce rămân pe ele. Următorul strat. Acolo este ceva. Păpuciei. Păpuciei. Și smulițe tot, strălucitoare. Sticluță care cea mare de care aveam. Da, și o sticluță mare, înseamnă că păpușica o să fie mare, da. Și după cizmulițe o să fie o păpușică mai mare, da. Hai scoate cizmulițele de aici, din peliculă. Da. Și sticluța tot scoate, bine? Da. Sunt toți, ce frumos sunt. Da. Uite, sunt bani. Banduri are, da? Ca lăchița. Și sticluța. Sticluța e mărișoară, înseamnă că păpușa o să fie mărișoară. Arată foarte bine, dar ce sclipici se ia de pe cizmulițe. Ia-te încoace de cum s-a luat, vezi? Da. Uite, jumătate fără sclipici. Uite tu ce aici. Ce se face? Așa e contrafăcute. Uite acolo. Da, așa arată jucăriile LOL contrafăcute. Ia-te-ți vedeți păpușa. Haide. Nu mai te mă uit eu. Haide. Bine, hai. Hai să fii ceva frumos, să fii ceva frumos. Ce, mămică? De acolo sunt mai multe lucruri multe. Mai multe lucruri? Îți imaginezi să fii mai multe lucruri și mă pușa să nu fie. Aha, iarăși e dezasamblată, da? Capul vine aparte și corpul vine aparte. Dar îmi place cum arată corpul, e destul de mărișor. Și părul e albastră. Seamănă puțin cu a ta care o ai tu roz, e mulată, da? Nu pot. Hai, te ajut eu, pentru că e greu, da? Da. Așa, așa, dar hai, dar tu scoți mai departe. Scoate. Deci, capul vine aparte, corpul vine aparte, arată cam strașnic, acum și punem capul la loc. Ia, ce-i asta? Yeah. Surprize, surprize, este o într-adevăr cu surprize. Cosmetică pentru păpuși sau pentru tine, nu știu. Ce acolo ai? Este
este un lucru pentru ea. Acesta e a ei? Da. Dar o să nu o să fie prea mare. Nu. E bun? Da, bună coroniță. E bună coroniță? Iată. Așa, cum... Iaca. Nu? Ооо, poate fi сражаза. La păpușii sună așa, e că... Ok, mamică, dă să-i pună corpul, să pui capul la corp, că arată foarte, foarte urât arată. Nu pot. Pune eu. Iată cum arată păpușica cu capul la locul ei, da? E foarte drăguță. Mie îmi place că e mărișoară și o vezi foarte bine și foarte strălucitoare, da? Mai ai ceva acolo nou? E că mai este e ca asta de pus aici. De la ou? Aha. Și ce mai ai acolo? O instrucție. Și cosmetica, da? Aici ai și lac. Nu avem asta, nu avem asta și asta și asta. Numai asta n-avem, doar lacul de unghii, și da? Lacul. Două lacuri de unghii mai sunt adăugătoare la cosmetică. Păpușica noastră are și cosmetica ei. Uitați-vă, Jasmina, e frumoasă păpușica. Mi-mi place cum arată ea. Ți-ți place, Vida? Da. E foarte frumoasă păpușica. De cum o să aveți două frumoase? Eu mă gândeam că și în acelalt ou o să fie tot așa o păpușică și o să aveți de acum trei. Ouăle au fost cam la fel de mari, dar păpușelele sunt, uitați-vă comparativ cum e. Asta e foarte drăguță. E foarte, foarte, foarte drăguță, e foarte frumoasă. O să aibă prieteni. Da. Dacă v-a plăcut, puneți like, abonați-vă la canal, zaspina sau, de curând, pa, pa! Ne vedem mâine!